pentru noi este important că din nou este redeschisă inima diocezei, putem spune așa, că catedrala este biserica cumva a episcopului, catedra, asta ar însemna de unde vine cuvântul catedrala, înseamnă că este catedra de unde învață episcopul în mod special. Sigur că astăzi prin media învățăm de peste tot, dar cândva era aceasta, dar a rămas și mai departe centrul diocezei, inima diocezei și puteți să vă imaginați cât de importantă pentru întreaga dioceză. Dar am văzut că nu numai pentru credincioșii catolici, pentru toți oamenii, pentru că vin în acest complex care, cum am și auzit, este cel mai complex, poate că cel mai frumoasă clădire baroc în această zonă. Mulți oameni, desigur, când intră și când meditând vizitează statuetele, tot ansamblul, ei se întâlnesc și cu istoria, dar se întâlnesc și cu frumusețea artei și pentru aceasta este un punct important. Domul din Timișoara se gândește că este, da, când auzim acest cuvânt, că e catedrala catolică, asta este domul și pentru mulți oameni este un punct de referință. Provocarea în acest monument a venit de la faptul că restauratorul se situează între principiile lui, între tendința, cum spun, exclusivă de a păstra autenticitatea monumentului, în vreme ce realitatea, în vreme ce pe teren, in situ, se întâmplă că n-am găsit nimic care la un moment dat să fi fost, și vorbim de pictura murală, să fi fost decorat la mijlocul secolului XVIII. Drept care singurul îndreptar, ca să zic așa, pe care l-am avut atunci când am hotărât, să zicem, o gamă cromatică sau un mod de tratament a unor elemente litice sau pur și simplu de zugrăveli tencuieli, evident au fost cele pe care l-am dat, ni le-a lăsat moștenire arhitectul. Vorbim de von Erlach, sigur, urmărind evident și alte monumente realizate de el. Adică șeful atelierului de arhitectură imperială.